România caută soluții pentru a face față numărului mare de infectări de la o zi la alta, mai doborâm câte un record și nu într-un sens bun. De mâine urmează să fie activat mecanismul de protecție civilă la cererea Ministerului Sănătății. Vorbesc despre asta și cu Ana Gheorghiu, cofondatora Asociației Dăruiește Viața. Bine v-am găsit! Doamna Gheorghiu? Da, vă aud! Bună ziua! Vedem ce se întâmplă în țară în ceea ce privește numărul de noi infectări, record după record, săptămână după săptămână, incidența în capitală astăzi de 14,2 infectări la 1000 de locuitori, asta în timp ce în țară nu mai avem niciun pat de terapie intensivă. Știm că România a declanșat mecanismul de protecție civilă prin care practic cerem ajutor statelor europene în gestionarea crizei. Ce soluții vedeți dumneavoastră? Nu știu dacă eu sunt în măsură să văd soluții și să le găsesc. Cred că asta este treaba guvernanților. Am văzut că guvernanții, cei care se află acum la putere, vorbesc despre riscul închiderii economiei, cum că am omorât economia. Totuși, cred că ar trebui să ne gândim că mor oameni și că niște măsuri mai serioase și mai bine urmărite ar trebui luate. Da, nu vrea nimeni să închidem economia, probabil că nu, asta este soluția. Totuși, ce facem? Care este planul? Nimeni nu pare că avem unul în momentul de față? Nu, nu. Deci eu, ca un cetățean care mă uit pe stradă și văd că absolut nicio regulă nu se mai respectă, că nimeni nu verifică nimic, că totul este deschis ca și cum am avea doar câteva sute de cazuri. Mi-aduc aminte că a fost închisă România când aveam două cazuri și acum când avem 14-15 mii în fiecare zi ne comportăm ca și cum asta nu e o problemă. Eu cred că guvernanții ar trebui să ceară în primul rând oamenilor să fie mai atenți, nu văd pe nimeni să vorbească despre adevăratul pericol. Pentru că acum, da, fiecare român se află într-un potențial pericol. Trebuie să conștientizăm asta și deși medicii o fac și spun că orice om care nu-i vaccinat riscă să se infecteze și să treacă prin boală mult mai greu decât cei vaccinați, totuși autoritățile nu prezintă acest risc așa cum ar trebui să o facă. Vedem că spitalele din România sunt copleșite, știm că nu mai au locuri, o spun directorii, o spun medicii. Sunt spitalele mobile o soluție potrivită pentru situația în care ne aflăm acum din punctul dumneavoastră de vedere? Depinde despre ce spitale mobile vorbim. Dacă vorbim despre cele construite de statul român, în care s-au băgat foarte mulți bani, dar care nu sunt decât niște containere înșiruite unul lângă altul, ele pot fi o soluție pentru cazurile medii. Multe dintre cazurile medii însă acum stau acasă. Pentru cazurile care au nevoie de oxigen, dar nu neapărat de terapie intensivă, presupun că pot fi soluții, deși ele sunt lucrate extrem de prost și nu vor face față perioadei în care temperaturile vor scădea foarte mult, pentru că instalațiile de apă și canalizarea sunt făcute pe afară, fără să aibă o protecție la îngheț. Noi putem doar să sperăm acum că se va opri COVID-ul până vine frigul, pentru că eu nu înțeleg cum vor funcționa aceste spitale așa cum sunt acum. Vă mulțumesc mult pentru punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc și eu. La revedere!